Am pierdut foarte mult timp cu proiectul Nabucco. Pentru aceia dintre noi care au citit, să spunem, în termen de siguranță geopolitică, ne-am putut da seama că ideea inițială a proiectului Nabucco nu mai putea fi aplicată, pentru că degeaba ai o conductă atâta vreme cât locul de intrare nu îți asigură intrarea de la capacitatea prevăzută a gazului în conductă. Ori Iranul de foarte mulți ani deja nu mai este ceea ce fusese intenționat pentru Nabucco. Și am pledat adeseori, dar în fine, știți cum e, a fost aproape ca fluierat în biserică să vorbești împotriva lui Nabucco, dar am pledat pentru ideea de a se gândi cei, în fine, care conduc piața energetică românească, de a se gândi la proiecte alternative, pentru că Nabucco nu se va face și iată că nu s-a făcut. Și am pierdut tot acest timp sperând că se va face Nabucco, dar acum înțeleg că există dorința de a se reorienta. Vă spuneam de acest proiect european care se numește Facilitatea de Conectare Europeană, care aduce un nou tip de gândire privind finanțarea infrastructurii. Aici România mai are o provocare, și anume trebuie să înceapă să gândească altfel felul în care își finanțează infrastructura, pentru că nu vor fi niciodată suficienți bani publici și nu vor fi niciodată, nu va exista o capacitate privată, individuală, de a finanța mari proiecte de infrastructură. Și atunci, ceea ce trebuie să facă România și ceea ce aduce acest Connecting Europe Facility, ceea ce a adus, de exemplu, vicepreședintele Katainen la București în vizita lui, a fost încercarea de a lămuri autoritățile române că trebuie să înceapă să gândească în termen de instrumente financiare pentru finanțarea infrastructurii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îți construiești un concern care dorește să facă un proiect de infrastructură și ce spun eu acum, să știți că e valabil și pentru transporturi sau altceva, în fine. Eu vorbesc de energie în particular, pentru că aici avem legislație europeană. Acest concern trebuie să se finanțeze din piața privată. În general, aceste proiecte mari au o cotă de risc care face ca finanțarea din piața privată să fie foarte scumpă, dar Uniunea Europeană vine și garantează acest tip de investiții, astfel încât, cu garanție de la Banca Europeană de Investiții, poți să iei o finanțare ieftină din piața privată. Aceasta este noua paradigmă a finanțării pe care țările dezvoltate ale lumii, în general în afara Uniunii Europene, cu excepția Marii Britanii, au înțeles-o. Și trebuie să o înțeleagă și Uniunea Europeană, iar România, în utilizarea finanțărilor de la Banca Europeană de Investiții, care presupun o anumită creativitate de atragere a acestor finanțări, este pe ultimul loc. Și trebuie să schimbăm această paradigmă, adică finanțiștii din România trebuie să renunțe la ideea că banii publici ar putea ajuta altfel decât eventual pentru garantarea sau pentru a face mai ieftin banii din piața privată. Deci ne trebuie investiție privată care trebuie garantată cu bani publici. Cam așa ar suna foarte simplist această paradigmă. Sper să încercăm și noi să facem în România această schimbare de mentalitate privind finanțarea. Și atunci toate aceste proiecte, interconectorul în jos spre Grecia, ar fi ideal, pentru că în momentul ăla am ieșit practic pe piața mondială de gaz. Ne-am putea aduce gazul de absolut oriunde, la prețul cel mai mic, într-o piață competitivă. Ori asta ar sparge monopolul estic asupra Uniunii Europene.